Bună seara. Da, a fost un meci greu. A fost un meci împotriva unei echipe care în prima repriză mai ales a făcut fază defensivă foarte bună, închizându-ne spațiile, aglomerând foarte mult pe axa centrală jocul. Dar cel puțin până la gol, vreo 25 de minute, 30 de minute, am fost puțin cam lenți în manevra noastră, în faptul că trebuia să plimbăm mingea după parte, dar pe alta, cu mai multă intensitate, pentru a putea dezechilibra și face să-și piardă distanțele între ei. Mă bucur că a venit un gol pe o fază bună noastră, cu o atacare în adâncimea lui Costache și cu pase înapoi pentru Șefer. Mă bucur pentru Toni că sfârșit reușește să spună calitățile în valoare. Și, bineînțeles, pentru victoria noastră, că a fost o victorie mare. Chiar dacă, și cum spuneam, poate în prima repriză, când au avut acea fază periculoasă, bucuros că avem un portar de talia lui Moldo, care, după părerea mea, în momentul actual este cel mai bun portar din țară. A fost un meci special. În primul rând, așa cum am spus, suntem trecuți de miezul nopții. Era ziua clubului, le-am spus la mulți ani. Sunt onorat că fac parte din istoria acestui club frumos, în care au trecut foarte mulți jucători mari. Păcat că a trebuit să jocui chiar de ziua lor, dar asta este fotbalul. Ne-am făcut de datorie. Da. Le urez baftă de acum încolo și acum am spus-o și înainte de meci. După meciul cu noi, le urez baftă mult în continuare. Dacă ți-aș spune că m-aș fi așteptat, probabil aș minți, dar dacă ți-aș spune că nu m-aș fi așteptat, la fel. Bineînțeles că orice, ca antrenor al acestei echipe și încrederea pe că am în grupul meu, totdeauna tind la maxim. Puteam să fim chiar la 10 puncte acum, dacă reușeam să scriem și la Cluj. Ideea nu este că faptul că în momentul de față, când nici nu s-a terminat măcar etapa, suntem pe primul loc, ci pe mine mă interesează obiectivul final, care este play-off-ul. Și nimic altceva. E o traiectorie bună, avem continuitate în victorii, ceea ce pentru noi contează. M-am spus, împotriva unei echipe incomode. Mergem înainte, ne așteptăm derby dificil la Ploiești și sperăm să ne continuăm seria de victorii. Ce vrei să fac? Nu stau să mă gândesc la titlu, pentru că nu vreau să-i lut pe nimeni. Și cel puțin noi, vestiari, eu și cu băieții, ne gândim la obiectivul nostru real, care este play-off-ul. Ca să te gândești la ceva mai mult, în primul rând trebuie să atingem acel obiectiv pe care îl avem. Momentan toată lumea concentrată, rămânem toți cu picioarele pe pământ și luăm meci cu meci, victorie cu victorie și vedem unde ajungem. A fost un meci mai complicat în prima repriză, când într-adevăr am întâlnit, așa cum spuneam, o echipă care a făcut o fază defensivă bună. În repriza a doua cred că am dominat-o și pe locuri am făcut chiar așa spectacol, ca să-i spun așa, deci că jucând exact cum aș fi și dorit, putea scorul să fie chiar mai mare, un și un gol anulat. Dar un episod care poate să schimbe și a schimbat puțin, nu neapărat atitudinea noastră, dar puțin moralul, ca să spun, echipei adverse atunci când, bineînțeles, un om în plus și-a permis să vină să ne atace mai cu curaj. Și, bineînțeles, mă bucur că până la sfârșit am reușit să gestionăm rezultatul și să câștigăm, chiar dacă am avut emoții în ultimele secunde, dar asta e fotbal. Aș fi preferat să fiu mai liniștit, dar e o victorie frumoasă și importantă pentru noi în seara asta. Nu, cred că la gol, la autogol, de fapt, cred că a fost faul la Cristi acolo. Pentru că și acum îl durea urechea, la o lovitură cu cotul, nu mai știu, cred că era garită, dacă nu mă știu. În fine, nu mai contează. Dar nu s-a verificat fața la VAR? Ba, eu cred că au verificat-o, nu cred că nu au verificat-o. E imposibil să nu fie verificat. Și acum nu comentez nici anularea golului nostru, probabil, la momentul șutului. Costache era deja în offside, altfel
nu-mi explic cum ar fi putut să te dau offside, dar avem VAR. Trebuie să le și dăm încrederea arbitrilor și să mergem înainte fără face tot timpul o polemică din orice, pentru că până la urmă, știi cum e, ei văd cel mai bine imagine noi din teren în timpul meciului, suntem prinși de situații, suntem și de la depărtare, nu reușim să vedem de la nivelul solului la fel de bine cum se vede la televizor, deci eu tind să le dau dreptate arbitrilor. Da, ne așteaptă victorie importantă la Cluj, în cazul meciului. Ne așteaptă o atmosferă încinsă, caldă la Ploiești, la suporteri extraordinari, știu, pentru că am jucat acolo. În derby, pentru noi, pentru Rapid, și bineînțeles că mergem la victorie de la orice meci. Să mai găsesc încă unul? Sau cum? N-am înțeles. N-a ieșit după de regula 20. Va ieși... Când? Avem pe Fane Funoiu, care a început să cu el titular. Normal că Sefer arată o formă bună și acum a demonstrat-o și în seara asta și o confirmă, de fapt, nu demonstrează. Pentru că îl văd la antrenamente. Îl avem și pe Fane, care și el se antrenează și merge foarte bine atunci când apelăm la serviciile lui, deci, cum spuneam, ca antrenor vreau să am dublură pe posturi, chiar triplură, pentru că e important pentru această concurență, pentru a ridica puțin calitativ valoarea lotului și important atunci când faci schimbări să ai jucători calitativi de valoare apropiată. Nu, am mai spus și la conferință, n-am ce să vorbesc, pentru că deocamdată nu cred că clubul în momentul ăsta discută despre organic, altfel aș fi fost mișniță. Nu pot să spun asta, nu. Dar deocamdată nu ne gândim la el, preferăm să mai așteptăm. Suntem acoperiți, să spun așa, în majoritatea posturilor. Avem și pentru Duga 10, în caz de, Doamne ferește, se întâmplă ceva, avem și acolo soluție. Deci nu ar trebui să ne grăbim pentru a face transferuri, mai ales că am preferat să luăm un jucător care deja e în activitate, care a făcut pregătirea și poate are deja ritmul în picioare, să spun așa, decât unul care ar trebui să-l antrenăm și să mai pierdem încă o lună jumate până la rotundă pe picioare. Nu ne interesează, sincer, ce fac celelalte echipe. Important este să ne vedem noi de drumul nostru. Probabil ei au problemele lor, discută intern acolo, așa că noi, eu mă bucur de victoria în seara asta și de luni începem să ne uităm la și să analizăm meciul cu Petrol. Okay?